Primăria Cluj-Napoca a trimis definitiv în istorie copiile după documentele cerute cetățenilor pentru diverse activități la ghișe. De la simpla copie de buletin până la copia după certificatul de naștere, de căsătorie, de divorț, extracție de carte funciară, copie după talonul mașinii și alte copii, acestea nu mai sunt solicitate cetățenilor în copie Xerox să meargă la ghișeul de peste drum, la birou de pe cealaltă parte, ci aici se prezintă la colegii mei. Avem 60 de scanere de ultimă generație montate în fiecare centru de relații cu cetățenii și prin simpla lor scanare, documentația este preluată în computerul funcționarului public și procesată ca atare. Prin asta, cetățeanul economisește timp și de ce nu și bani. Dacă toți suntem în era digitalizării, tehnologia să fie utilă pentru fiecare cetățean. Deci nu vom mai avea arhive? Arhivele sunt electronice, este o altă componentă. Aceste documente sunt arhivate electronic, dar nu mai sunt acele copii de hârtie păstrate și de ce nu salvăm mediul? Protejăm mediul înconjurător, nu mai tem atâția copaci, nu mai avem atâta risipă de hârtie. Până la urmă, toată lumea câștigă. Este o situație în care, repet, win-win. Vine în contextul pandemiei măsura? Pandemia a accelerat doar aceste demersuri. Erau normale să se fi întâmplat de multă vreme. Dar pandemia a accelerat aceste demersuri și face parte din proiectul primăriei digitalizate a municipiului Cluj-Napoca de a elimina hârtia ca mod de comunicare și de a trece totul pe suportul tehnologic.